Poți învăța programare chiar dacă nu ești la un profil de mate info. Răspunsul, răspunsul foarte pe scurt e da. Și de ce zic este asta, uh, Cristian? Toți când ne naștem, nu știm să scriem cod. Asta e un fapt, e un lucru pe care toată lumea știe. Și atunci, așa cum învață oamenii care sunt la mate info, așa poți să înveți și tu. Acum, de fiecare dată când înveți programare în grup, performanța ta o să fie afectată foarte mult. De ce? Când înveți programare în grup, există un ritm impus de către, de către profesor care nu e ritmul tău de învățare. E imposibil, imposibil ca profesor și zic asta pentru că am predat 3 sau 4 ani doar în persoană. Există un ritm impus. Fie că faci un curs particular, fie că faci un curs de stat, fie că ești la liceu, fie că ești la, la școală, tot timpul profesorul o să aibă ritmul lui și ritmul ăla nu o să fie ritmul tău. Și există două foarte mari probleme aici. În primul și în primul rând, ce se întâmplă dacă rămâi în urmă? Și cunosc o grămadă de cazuri de oameni care au făcut diverse cursuri, care au participat la diverse programe unde li se impunea un ritm și au rămas în urmă, n-au înțeles. Și bineînțeles că dacă data viitoare, să zicem mâine, ai o întrebare despre lecția de astăzi, nu o să-ți se poată răspunde pentru că ziua de mâine o să fie alocată pentru lecția. respectiva. Și foarte rar se fac suficiente recapitulări și cred că aici toată lumea poate să fie de acord cu mine ce se întâmpla în școală când nu înțelegeai ceva. Păi da, îți copiai lecția de la colegul, copiai la test sau te descurcai sau învățai pe de și aia era, dar... Per total, tu nu chiar înțelegeai informația, nu ajungea la tine și de aia chiar aș, aș merge atâta de departe încât să zic că înveți programare mai bine și mai eficient în afara unui profil de mate info și în afara unei facultăți. Pentru că o să înveți în ritmul tău. Deci tot timpul când înveți, când înveți programare, trebuie să cauți să înveți în ritmul tău. Și uite, avem, avem clienți care câteodată stau o lună pe un capitol, ceea ce pentru, pentru sistemul școlar de învățământ sau pentru cursurile particulare, mai ales unde, te uiți pe, unde eu mă uit pe programa lor și mă, mă sperii cât de multe informații bagă în atâta de puțin timp, avem clienți care stau o lună pe, capitol, pe un capitol. Și, na, poți să zici că, ok, se pierde timpul de ce stă o lună, dar ideea e că dacă omul are nevoie de o lună ca să înțeleagă capitolul respectiv, trebuie să stea o lună. Dacă stă doar 3 săptămâni, rămâne cu goluri și după aia nu se poate angaja mai încolo. Ajunge la interviu, îi se pune o întrebare și nu știe cum să răspundă la ea. Și nici nu vreau să intru în faptul că în programare capitolul 2 se bazează pe capitolul 1, capitolul 3 se bazează pe capitolul 2 și pe capitolul 1. Programare e o disciplină care, care progresează pe baza lucrurilor deja, deja existente. De exemplu, ca să faci inteligență artificială trebuie să știi bine prima dată să faci aplicații normale. Și de aia zic eu că cel mai bine e să înveți programare ritmul tău. Prin orice metodă care să fie în ritmul tău e mult mai bine decât printr-un curs cu informații predefinite și ritm predefinit acum e momentul să te apuci de treabă. Acum e momentul să dai click pe linkul din descriere, să intri pe wellcode.ro și să-ți creezi un cont 100% gratuit pe platforma noastră. Acolo vei avea parte de programul nostru din care vei învăța bazele programării, vei învăța cum să scrii singur de la zero primele tale programe și mai mult decât atât vei avea parte de toată asistența mea și a experților din echipă. Așa că intră chiar acum pe wellcode.ro, creează-ți un cont și hai să ne apucăm de treabă.